Prezenți 14, întârzie Ghinescu 9. Domnul consilier, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Ligiei Județul Bacău, ordinea astăzi 31 octombrie 2018, este legal constituită și își poate desfășura. La ședință participă un număr de 14 consilieri din total de 15. Se pare că întârzie domnul consilier Ghinescu la urmă. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Ursu Gabriel. Cine este pentru vă, frumos? Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și adresez întrebarea dacă sunt de a adăuga ceva la procesul verbal de ședința anterioară. Da, domnule. Da, sunt multe lucruri, puțin se scrie, poate că nici nu are timpul necesar pentru secretar să scrie tot ceea ce spune. Nu are să scrie absolut nimic ceea ce spune. Altceva de ceea ce spune. Deci, chiar de procesul de var, domnul Tim Sorin a spus că, în legătură cu clădirea de Bălăreasa, că a făcut următoare documente și urmează să pună în dezbatere Consiliul Local. Deci ne aflăm acea ședință și nu am pus. Dacă aveți ceva să-mi spuneți. Tot am discutat și am făcut anunță când ședința trecută la în legătură cu clădirea care vor să o ia... Fostul bufet. Da, fostul bufet. Dacă nu aveți ce vezi, trec la următoare. Nu, dumneavoastră... Da, sunteți, da, sunteți. Spuneți fostul bufetul? Da. Nu faci unea o discuție. Da, în legătură ce a scris în proces verbal, că eu am spus ceva de domnul Crăciun, 70 de milioane, mă rog, care s-a luat. Și s-au furat 4 miliarde, nu știu cum de 4 miliarde, ce a scris, nu se înțelege nimic. Eu am spus clar că este un conflict de interese. În timpul mandatului domnului Crăciun Gionii am fost angajat fiul dumneavoastră în funcția de consilier primarului, iar acum vă întoarceți favorul și l-ați angajat pe el. Și m-am spus ce rost ar fi, ce să ne arăte el, fostul primar Crăciun Gion, ar mai avea ceva să facă cu această comună, întrucât el este condamnat. Nu știu ce beneficii ne-ar aduce nouă, doar să ne învețe cum să facem unul din unele reguli. El a fost condamnat și a recomandat. Eu cred că salariul pe care îl primește este o pierdere pentru comună. S-ar putea face altceva cu banii. Așa. În legătură cu domnul Călin, că a fost amenințat, că a fost să-l bată pe preot. Da, este adevărat că l-a amenințat pe preotul de la Brăneasa, dar nu că să-l bată, cred că a fost amenințat. A spus că el face parte dintr-un compartiment de specialitate SVSU, ISU, la noi, care nu există ISU, care este SVSU. Așa scrie aici, ISU. Și nu este, și în legătură care angajați, nu reprezentați angajați, nu. Favorizați unii angajați. Asta. Am văzut și luați măsuri față de comportamentul celor cu alte persoane din comun. Da. Aici spuneți domnul Liciu să nu le arătă că subțiu, dar el este membru asociației crescătorilor. Și a vrut să fure spațiu de la vremea asta. Cine a vrut să fure spațiu? Cum am înțeles ce spuneți? Dumneavoastră a spus așa. Așa spune. Domnul primar, când vă arată că Surgiu, dar este membru asociației, care a spus, domnul Surgiu a vrut să fure acest spațiu de la Brăneasa pentru asociație. Înțelegeți ceva ce s-a scris aici? Nu înțelegeți. Deci, se scriu, nu știu, mă balivează. De ce ar fi bine? Să te fudați și să te vedi clar. Deci să nu le mai pune. Să vreau să le țeați de problemă. Văd că ceea ce se scrie în procesul verbal, nu se calomnează, nu se vorbește urât, prostii, nu se vede nimic. Nu știu de ce nu se difuzează ședințele, să vadă toți cetățenii acestei comuni, ceea ce se petrece aici. Cu bune, cu rele, dacă suntem buni, ne judecă ei, ei ne-au ales. Nu trebuie cineva să ne vedească un drept ca
care l-am câștigat și la Revoluție din 90. Dreptul de la liberă exprimare. Da. Și sunt mai sunt multe. Deci este câteva două ore aici, ședința durează de două ore și aici 5 minute am spus tot. Corect. M-am spus tot că nu s-a scris nimic. Nici nu m-a aiurit. Deci eu, când o să n-am ceva de spus, vă rog, domnule secretar, să citiți ceea ce am spus eu. E mai bine. Și dacă nu mai completăm, nu se înțelege nimic ce am spus eu. Că bate, că am fost în birou, că... N-am înțeles, dar dacă citiți, nu înțelege nimeni nimic. Eu am spus că a fost amenințat telefonic, că el a amenințat pe preot. Mă spun și repet ca să înțeleagă clar, domnul Gălin a amenințat preotul să-și vadă de treaba lui că nu ia această clădire. Am spus clar, atât am spus. Și a amenințat că o să are grijă de el. Mai multe să spun. Ce spuneți că bat, că a fost? Nu înțelege nimeni nimic. Să vă răspund la întrebarea asta, la tot de caură. Dumneavoastră ați afirmat în ședința de consiliu local că domnul Călin Constantin l-a amenințat pe preotul în birou la mine. Ce spus acum? În birou la mine. La mine. Ați fost discuție în birou la dumneavoastră, ați fost aici dumneavoastră. Nu a fost din ele amenințat. Motiv pentru care părintele s-a deplasat din nou la mine în birou și am discutat. Nu l-a amenințat nimeni în birou. Dacă a fost amenințări telefonice, astea nu le știu. Părintele știe și cu persoana care a vorbit la telefon. Deci asta este răspunsul pe dumneavoastră. Da, vin, 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 da. Nu știu, deci eu am spus că a fost în birou dumneavoastră, a fost invitat de părintele, preotul Bărăneasa, m-a dus la cunoștință. Ce s-a întâmplat prin amenințări care a fost el? Mă rog. Și a fost amenințat, a fost amenințat în birou la mine. Părintele nu a fost amenințat în birou la mine. Iar dacă părintele a fost, domnul Sluciu, ați vorbit. Dacă părintele a fost amenințat prin telefon, asta nu știu. Așa v-am spus eu. Nu. Și asta a spus că bureau la mine de față. De ce v-am difuzat ședință? De ce v-am difuzat ședință? Am spus că, știți ce dumneavoastră de așa ceva? Preotul de la Băreaz a fost în bureau dumneavoastră. A fost prezent și Călin împreună cu mama lui. Și s-a discutat problema aceea, care știți dumneavoastră. Și n-ați luat niciun măsură. Asta nu se spune. Nu a fost amenințat la mine birou. Motiv pentru care părintele nu a fost amenințat la mine birou. Domnul, cum am zis că părintele dumneavoastră a dat la cunoștință că a fost amenințat. Asta v-a dus la mine. Nu, în birou la mine birou. Și a fost prezent și Călin. E o mare diferență. Între ceea ce ați confirmat dumneavoastră, ați afirmat, între ceea ce ați afirmat, domnul. Vă mai explic o dată, dacă nu se înțelege. Deci vă mai explic, trebuie să mai explic, eu să vă mai explic. Să înțelege. Că am fost, s-a prezentat în birou, părintele, în care a fost amenințat telefonic înainte, cu acea spață. S-a prezentat, l-a dus la cunoștință. Părintele, că a fost amenințat și a discutat în birou dumneavoastră. Deci știți problema aceasta. Dar nu a fost amenințat în birou. Dar în birou nu putea cum să fac din dibux. A spus clar. Și nu a luat nici fel de măsură. Când toți cetățenii știu ce s-a întâmplat. Da, și pe și eu am. Dacă a fost amenințări pe telefonic, eu n-am de unde să le știu. Am și spus că n-am. Nici de o parte, nici de cealaltă. Nici n-am voie să mă bag în chestiile astea. În momentul când cineva este amenințat, nu vine la primar. Se duce la poliție sau la organul care îi facă. Da? La mine în birou, iar repet, nu a fost nicio discuție de amenințări. Din contra, au plecat toată lumea discutând lucruri. Printre care s-a discutat și problema de la Bălăneasa cu casa. Atât vrea să știți. Dar dumneavoastră, în continuare, discuția care a fost în ședința de Consiliu Local, a spus că eu nu iau măsuri datorită faptului că spăl bani în primărie. Nu. De ce nu vă duceți? Dar să fiți corect, dar spune ce a spus dumneavoastră. De ce nu spune ce a spus aici? Nu, ce a spus? E o bani ilegal. De ce nu spuneți aici? De ce nu prezentați ședința de cel mai clar? De ce nu prezentați la domnul Michi? De ce nu prezentați ședința? De ce o nu puneți? Cu ce greu nu puneți și domnul? Domnule, domnule, vedeți, știți ceea ce vota asta nu să spune? V-a acus, domnule, v-a acus că nu scriți și nu difundați și nu între ședințele, sunt televizate, înregistrate și se poate vedea. De ce nu le difundați? Domnule, dar de ce mă certați? Păi nu ce vă spun, de ce nu le difundați? De ce v-am prezentat un fapt? Domnul, care s-a discutat în ședința din... V-am spus exact că nu în fața mea, nu s-a amenințat nimeni. Dar nu se că au fost discuții telefonice, asta nici nu mă interesează. De ce nu-mi răspunde la toate cu modul cum s-au spus banii, toate adresele care v-am pus? De ce nu-mi răspunde? Nu am nevoie să fiu suspicios că dumneavoastră faceți nereguli aici? De ce nu-mi răspunde? Dar trebuie să-mi răspunde. Și domnul de la televiziune, de ce nu mă filmează?
dat indicații? Pe cine filmează? Pe dumneavoastră? Pe dumneavoastră? Domnul de la telefon, nu a pus să-și facă treaba. Nu face treaba. Cine vorbește acolo? Între cine vorbește acolo? Cu nimeni, nu? Așa a fost treaba. Numai dumneavoastră să vorbești ceva. Dumneavoastră duceți un dialog și în momentul ăsta nu poți să prind. Dar nu așa. Eu vorbesc, eu mă filmează, mă vorbesc dumneavoastră. Dar acum de cine filmează, mă? Acum am spus. Dar până acum eu uitați. Pe cine am filmat? Păi, eu am vrut să spun. De ce am face mare acuzaș? De ce? Domnule, Tim, lăsați-mă să vorbesc cu ce mă gândesc. Dar nu vreau să mă lăsați pe cineva în sus. De ce nu lăsați să vă răspund? Domnule, vă spun ceva să vă auziți și spuneți. Am comentat și ceva la întrebări care ne-a spus. Dar mai multe chestii. Domnule, ce ți-am dat? Vezi, dar puteți să aveți un tupeu, mă spun. Acceptați să vă spus clar. Afaceți, am dreptul să fiu suspicior. Cu fel și fel de nereguli în primărie, deoarece nu răspundeți în modul cum îți cheltuiți banii publici. Nu răspundeți, are o asociație 800 de milioane de datorii, v-am pus adrese, am scris oficial și nu răspundeți. Am dreptul și nu mai spun așa, repet, sunt suspicios cum cheltuiți banii într-o această instituție, pentru că nu vreți să răspundeți nicio adresă și nu vreți să ne informați. Nimic, cu absolut nimic. Am adrese, am adrese semnate cu număr de registrare. De ce nu răspundeți la ele? De un test normal de zile. Am dreptul să vă întreb, că sunt suspicios. Nu, dar vorbim de asociație. Răspunsurile au fost date la asociație. Nu, domnule, vă întreb, eu mă încerc în Consiliul Local, nu la asociație, domnule, nu la asociație, că prezintă că este Johnny Crăciun, că este acolo. Nu știu, domnule, cine e asociație. Păi de ce nu răspundeți, domnule? De ce nu știu cine e asociație? De ce ești prima dată, dacă nu știți? Nu mai stau, domnule, pe strada, că nu știți. De ce nu răspundeți, eu m-am cerut? Sunt Giu Daniel, sau nu știu cum mă cheamă? Sunt Consiliul Local, membru. Apare în Comisie de Buget Finanță care face dumneavoastră. Am dreptul să vă întreb, nu am cum cheltuiți banii publici. De ce vă supăra la asociația cu cheltuiți banii? Păi da, domnule, că sunt datorii de 800 de milioane care nu se încasează banii care s-au încasat anual subvenții de pe 4 milioane de 800 și nu se plătesc datorii. De ce nu ați văzut? De ce nu ați văzut? De ce nu ați văzut? Nu e o parte. Johnny Crăciun care ține dumneavoastră și cu Stan Ion care sunt președinte de asociație. Dar domnule, ei vieții, ei au de cap banii. Poate nu știți? Dumneavoastră? Nu, domnule, nu, domnule. Dați-mă cum de care și sunt o să vă semnați. Eu vă dau un pe de ce nu vedeți cum asociația? De ce vorbim prostii că n-am numit la asociația? Nu știu tot a fost. Păi și am păi de ce nu vedeți cum la adresă? Cât m-a întrebat cum asociația? Domnule, v-am întrebat cum asociația. Nu înțelegeți sau nu pricepeți? Eu m-am cerut. Nu mai aveți dreptul să-mi răspundeți mine? Sau cu ce vă împiedică să-mi răspundeți? Nu am dreptul să fiu suspicios? Că aveți unele reguli aici? De ce nu răspundeți? Clar. Vă este frică de ceva? Domnule, dar este frică de ceva? Dacă dumneavoastră aveți probleme și nu vi s-a vrut, dumneavoastră nu trebuie să vă duceți acasă. Instituția noastră dumneavoastră, domnule Chimsorin, trebuie să răspunde la ce orice cetățean acestui comun e ceea ce vă cere, domnule. Nu este a dumneavoastră, nu cenzura sau nu față cum vreți dumneavoastră la ce... Nici vă enervați. Nu, domnule, nu vreți acest domnul reclamat. Domnule, aveți media ta, aveți media ta, dar ce v-am gândit? Nu, domnule, ce crede ta, de ce nu răspundeți la adresa care am cerut eu? V-am răspuns. Cum nu mi-a răspuns la niciuna? V-am răspuns, mă, o parte. Nu mi-a răspuns la niciuna. Vă arătați da, în domnule, regulă. După ședință mi-am nici discutat. Nu după ședință, atât de ședință. Eu nu am făcut pentru cum. De ce nu mi-aveți domnule? Cum nu vă răspund? Nu mă interesează. Eu nu tări mă dacă vreți domnule. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Mai aveți ceva de adăugat? Am spus, dar nu vă răspund. Cu ce nu răspund? Cu să vă răspund, domnule, dar nu vă răspund. Păi m-ați acuzat la ceva, că v-am spus despre am dreptul să fiu suspicios la orice, pentru că nu răspundeți la nicio adresă. Asociația are 800 de milioane datorie, noi toți ne plătim taxele și impozite, iar această asociație condusă de către Stan Ion și Johnny Crăciun, care se poate confirma, domnule, poate nu știu, dar de ce este condamnat domnul Johnny Crăciun? Nu știu, nu am fost asociat. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, dar de-a ții consiliul primar, de ce și-a dat mandat? De ce ții consiliul? Și-a dat mandat. Pe în cazul ăsta și-a dat mandat. Conflict de interese. Era președintele asociației și era și primar s-a semnat contractul, el s-a dat singur. Nu știți treaba asta? Dar nu este primar, domnule, de ce l-ați adăsat? Cum nu știți? Adică vreți să știți, vreți să știți mai ce vreți? Mergem mai departe. Cine este pentru procesul meu la ședința anterioară? Vă rog frumos. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci toată lumea a votat pentru sau da. Deci cu 15 voturi pentru că a venit locul din Sala Oriu, a aprobat procesul pe mâna șurilor. Dați citirii ordinii, domnule președinte. Avem 4 proiecte. Începem cu primul. Proiect de hotărâre privind rectificarea... Dacă vreți să-mi lași un mic cuvântul... Nu, nu, să-ți scrie de citirii. În totalitate și să o punem la vot. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezul de Țubacău pe anul 2018.
Al doilea, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Livezi. Al treilea, proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău numărul 19, din data de 29.06.2018, privind acordarea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra unor terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Livezi în favoarea SECEB-ului RomGaz Impex SRL București, în vederea racordării pentru alimentarea cu o energie electrică a obiectivului stației mixtă distribuție carburanți Comuna Livezi, județul Bacău. Și 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției, reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Livezi, județul Bacău. Cine este pentru, vă rog frumos? Cu ce scăzut vot pe mine, domnul președinte, a fost aprobată următoarea zi. Da. Dau punctul în care. Da. Bună ziua și mulțumesc, domnul președinte, pentru că mă lasă și mine să vorbesc un pic la începutul acestei ședințe. Cu toate că m-am antrenat înainte de a trebui să discutăm lucrurile normale și corecte din această instituție, aș vrea în primul rând să vă salut pentru prezența astăzi la ședința locală și aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva lucruri care s-au întâmplat în luna octombrie a acestui an. Deci astăzi, în ședința de Consiliu Local, putem discuta problema gazelor. Dar o problemă care astăzi este palpabilă. Un lucru care pentru noi, ca și comunitate, și vorbesc aici în numele meu, în numele Consiliului Local, suntem mândri că în această perioadă, după o perioadă destul de lungă, în care și înaintașii noștri în Consiliul Local au optat pentru această realizare a comunei noastre, iată că astăzi vorbim pentru prima dată de cereri pentru branșarea la gaze naturale. Nu vreau să vorbesc mult, că nici nu mă caracterizează, dar tot în această perioadă continuăm lucrările pe drumurile comunale cu asfalt, lucrări care sunt primul. Deja avem astăzi, pe urmea de zi, o rectificare de buget pentru a face plata constructorului, bani veniți de la Guvernul României și, după cum vedeți, și timpul ne zâmbește, avem un timp afară foarte favorabil, un timp bun, căldură, ceea ce vă dorești dumneavoastră să aveți în sufletele noastre și să ne bucurăm totuși că comuna noastră se îndreaptă spre o civilizație în care cineva, între consilierul vechi, decanul de vârstă al Consiliului Local, îmi spunea: domnul primar, gazul înseamnă civilizația. Iar iată că astăzi civilizația a apărut și localitatea noastră. Aseară am avut onoarea să mă întâlnesc cu reprezentanții Ministerului Învățământului, aici în primărie și pe teren, în legătură cu grădinița care va fi construită. Au venit la fața locului, au filmat și au luat datele și asigurările că se pot elibera și autorizațiile ISU, au verificat zona, vecinii, casele, pentru a putea să facă ridicările topo. Suntem în linie dreaptă și cu această investiție, care noi, ca și cetățeni, iar copiii noștri vor beneficia din plin. Eu vă mulțumesc și v-am zis că nu vreau să vă țin mult, până la urmă, faptele vorbesc, nu vorbesc. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Deci, în primul punct, pe de zi. Dar mai dați cuvânt la nicio consilie, numai la primară. Păi, nu ai. Domnul președinte, domnul Marcel, o întrebare. Urmează într-un punct foarte scurt, am înțeles, să
pornească să, să construiască cu grădinița de la Leveți, de la centru. Da. A făcut un studiu pe o perioadă de 5 ani să, pentru câți copii vor veni la grădința asta? Sau de unii aduceți? Eu știu că la Leveți e un studiu de impact. Cât copii sunt la Leveți ca să meargă să revedeze această grădiniță? Mă gândesc că vor fi state în care chiar sunt copii. Este grădința la Leveți astăzi? Vă întreb. Și atunci, cum pentru ce nu o faceți? Așa, după așa. Eu știu că orice, orice lucru bine venit e bine făcut. Dar am văzut atâtea cazuri în țara asta românească cu terenul de fotbal, tot felul de investiții fără rost, încât v-aș întreba dacă investiția asta, care costă niște bani, pentru de bani publice, așa, se justifică, astăzi, vă întreb. Da. Da, mulțumesc. Nu suntem potrivă, dar vă spun, dacă se justifică investiția asta. Discuțiile făcute și în ceea ce simt și discuțiile care am avut eu personal cu cetățenii și o mare majoritate se vor întoarce acasă. Dacă urmăriți și rețelele de socializare și tot ce înseamnă, românii vor să vină acasă. Pe lângă faptul că studiile făcute apropie de această investiție, studiile actuale, în comuna noastră. Deci, acoperă cerințele cetățenilor din comuna noastră. Domnul Dumnezeu. Da. Referitor la cazurile naturale, cred eu, și cred că și toți colegii avem satisfacția că ați reușit să aveți autorizație care este valabilă până la 31 decembrie anul viitor. Avem acces la civilizație, ca europeni. Un cetățean european trebuie să aibă apă, curent, gaze naturale și nu mai vorbim de televiziune și de alte obiecte. Aceste trei lucruri esențiale definitivează, justifică civilizația. Pentru că noi până acum și în prezent, în locuințele noastre, le încălzim ca în epoca primitivă. Medieval și mai nu știu care. Deci, este un lucru nemaipomenit și iată că după atâția ani de strute și nu știu ce, dar totuși am o umbră de neîncredere, domnul primar, și îmi pare rău, dar eu trebuie să spun pentru că așa e bine să... Noi am mai avut o autorizație, nu pentru branșă, cum avem acum, de executarea unor lucrări. Și cei de atunci, care au condus și care trebuia să, să ocupe, au lăsat de s-a expirat acele autorizații. Nu s-a mai putut lucra, până când nu e o laudă de datorie de consilier, am luptat, am luptat și pe la primul ministru de atunci, Tăricianu, și că l-au fost la bun, nu mai spun prea multe. Eu v-aș ruga, domn primar, să bate sferul cât e cald. În sensul că, iată, de acolo a trecut o lună de când am primit autorizația, să vină ce e drept, constructorul, să facă probe la țările care sunt puse în cele trei sate, să facă probe, dacă n-au scăpări, nu știu ce. Și să treacă la... La branșări. La branșări. Numai la ploc, la Leveți. Peste 25 de branșări și numai instituțiile, dispensarele, primăria, școlile, Orșa, Bălăneasa, Liveți, au nevoie de gaze naturale. Dar nu numai că e civilizație, civilizație. S-au furat pădurile, nici nu o să mai fie în, în puțin ani, nu vom mai avea drumul de aducere. Trebuie să cumpărăm din Ungare. Deci, domnul primar, v-aș ruga să bate sferul cât e cald și sunt sigur că o să o faceți. Constructorul să nu ne dea uitări sau să ne leasă la coadă. Să ne rezolvă problema în cel mai onorabil timp. Adică să ne încadrăm până la 31 decembrie. Că dacă nu se întâmplă acest lucru, domnul primar, vedem și partea negativă.
Cei de la Minister care au venit și autorizat să spun, dacă într-un an și două luni și trei, cum cât este, n-au pus gara, să nu le trebuie. Adio! Nu ne mai dă altă autorizație. Deci problema asta ar fi, domnul primar. Eu sunt sigur că nu există un consilier în acest consiliu care să nu-și dorească civilizația gazului metal. Lemnele s-au scumpit în așa măsură, acum, încât nu se mai justifică cu lemn, e mai simplu cu gaze naturale. Și mai se circulă ideea prin sate că e scump, nu știu ce, că ăla de la oraș ai văzut ce păsăși. Păi dacă ăla de la oraș are patru camere, are și baie, are și garaj, are și le încălzăși pe toate, noi la Revez avem dreptul două focuri de familie, conform autorizației. Două. Dar eu nu folosesc decât că încălzesc o cameră două iarna. Ca așa facem și cu lemnul acum, nu? Nu încălzim șase camere dacă avem sau cum e undeva are 20 de camere. Eu nebunie să cheltuie piripop, adică să-i fac copul la paianșe? Nu, n-are rost. Deci, problema este că este mult mai ușor ieșit civilizat cu gaze naturale. Și domnul consilier să vorbească la rândul lor în satele respective și cu alții cetățeni cu care îi întâlnește, să le spună aceste lucruri. Că există ideea, nu opun gază că e scump. Dar lemnele sunt mai scumpe și e și muncă și e și pericol. Dar majoritatea, și cred că toată lumea are puterii de aragaz. Păi aia este o bombă în camera respectivă. Și mai periculoasă aia decât gazul metan. De ce? Pentru că aia are ceas, are furtuni de cauciuc, are garnituri pe acolo, care ori la gazul metan nu există așa ceva. Vine țeavă din altă presiune până la aragaz, fără alte complicații. Deci nu e pericol cu gazul metan. Este pericol cu puteria. Așa. Bun. Eu vă mulțumesc pentru vădință și așteptăm. Eu sunt unul, deci încă 13 locuitori din centru cu care am și discutat și o parte din ei care au instalații făcute, au calorifere. Și un din Tărcuță și un din doctorul din Goace și la Roma, Ghilic, zis, așa, și la Remus și în Bălăneasa. Există instalații deci autorizate făcut de oameni competenți care nu să branșeze. Mulțumesc, Alemu. Da, mulțumesc, domnule consilier. Da. Dacă puteți să stai domnule, în momentul actual, în momentul ăsta, în care noi discutăm, deja se fac probe de instalație. Ați venit, oamenii sunt în zonă și fac probe. Domnul secretar poate să vă confirme. Cei care au lucrat acum 4 ani zile și au săpat în față, au venit aceeași echipă. Astăzi lucrează cu acest sistem de alimentare. Sunt în Bălăneasa. Da. Deci ca să știți că fierul bate. Și eu când îl încălzesc, îl țin cald, să știți. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Domnul Sturgiu, aveți... Da. Văd că atâtea laude s-a dus aici și nu înțeleg ce s-a prălat niște laude, nu-i meritul nostru. Dacă ar fi meritul nostru, ieri a fost și ne-a prezentat ce s-a discutat cu branșare. Știți, oameni buni, care au făcut branșare? 120 de milioane de euro. Nu cred că cetățenii își permite cu puterii să dea 120 milioane de branșare. Dacă ar face bineles, toți se lăudăm pe domnul primar, sponsorizați primărie, că se face pentru cetățenii. Dar să venim și noi cu meritul ăsta, că toate ce s-au făcut, s-au făcut primarii construcție, o firmă privată, n-am contribuit cu nimic, dar ne tragem la oameni, numai ne lăudăm, numai ne lăudăm, dar facem nimic. Domnul, ce nu spuneți corect că această investiție nu este a noastră? Dacă tot vreți și vă lăudați asta, ajutați cetățenii să branșeze, că nu știu cine să facă așa, cu sumele este aici. Ma. Deci vă lăudați la probe, dar nu știu cine să facă. Cine de 120 de milioane vrei să branșeze? Pentru o puterie, pentru a noastră. Bine, am auzit așa ceva. Și vă lăudați că să anunțăm cetățenii din alt sat. Păi nu sunt conducte acolo. Sunt deci pe raza plămâia asta. Șosea, orșa, atât. Nu sunt la Brășoa, nu e la Livieța, sau nu e nicăieri în sat, nu intră nicăieri. Atât este. Țeala aceea, acum, la Gatumată, este de la Brăneasa șosea, orșa șosea, doar atât. Laude. Deci dacă tu vă lăudați, ajutați cetățenii. Te blocăm bani din buget și ajutăm să se branșeze. Dar să avem și tot președinte. Să vă răspund, o secundă, să vă țineți ideea, domnule. Să vă răspund, domnule. Ca replică, nu ca replică, ca explicație de un colegul, eu n-am
auzit că Brașarea costa 100 de euro. Central, am avut discuții ieri cu reprezentanți de la Dezdați și mi-a explicat ce mai putea și date. Deci ei cum nu suportă absolut. Domnule, problema este serioasă. A fost reprezentat și a explicat. Problemele astea cât costă se va face expertizarea locuinței respective în funcție de distanță. Altul are 2 metri până intre în curte, altul are 100 de metri. Aia e altceva. Și intră material mai mult. Dar problema este următoarea. Decât să dai în prăjoare 8 milioane și jumătate bani vechi, o căruță de lemn acum. 4 căruțe nu ajunge în cele 5-6 luni de plin. Da, dar ajunge în prăjoare. Iată 40 de milioane, plus munca, plus milioane, lipsă civilizației. Dar, omul respectiv spune că nu are atâția bani. Dar cum are pentru 40 de milioane căldură sau stă în frig sau să duci și dai sârpul de telegrat în prăjoaia, cum s-a întâmplat, după ce l-o tăie, l-o pus altul și iar l-o tăie și pe ala? Domnilor, se poate face angajament cu constructorul. Ori iau bani din bancă, ori plătesc în rate, și va fi ușor pentru toată lumea. Nu toți au început să și la urma urmei, eu personal, consider că am dat odată o amendă, că se mai întâmplă, așa, că și la, așa, dar după aia am scăpat și eu la civilizație și la căldură constantă. Deci, nu, zvonul ăsta că 120 de milioane, am mai auzit, dar n-am auzit-o de la persoană oficială, am auzit-o de la cei rău. Nu este un zvon, ei au discutat reprezentant de la Dercat. Domnule, ăla au vorbit niște prostii, pe urmă și nu-i încheie. Ei au spus în funcție, deci nu... Să vină aici în Consiliul Local, în forul comunal aici, așa, care nu e dosarul. Să vină și mergeți la ei și vă informați. Să vină aici. Și să spuneți cetățenii comunii să știți, dacă nu aveți cadar, nu aveți intabulare, nu vă tranșează pe nimeni. Domnul Sfântul, este imposibil să avem cazul. Este foarte bine, dar nu trebuie să vă gândim cetățenii comunii, trebuie să le spunem realitatea. Cei care nu are cadar, nu au locuințe pe numele lor, nu au datorii, nu au locuințe. Vorbim în contradictorul. Vorbim în contradictorul. Gazul metan nu e politic. Gazul metan este o necesitate a civilizației și a membrilor Uniunii Europene. Să vine aici persoana respectivă, în Consiliul Local, unde s-a cu mame în urmă, cu 10 de ani în urmă, s-a hotărât introducerea. Și să spun aici cât costă. În funcție de ce? Să încetăm. Băi, că nu merge așa, că vorbește prin șanțul de la Vălăneasa sau de la Alba Iulia, că e 120 de milioane să sperie lumea. Noi așteptăm. Domnule, eu personal am discutat, am dat și numărul meu, că mi-a spus, eu am întâmplat, am cadastru, am tot, dar nu spuneți, gura se va plăti, câte distanțe. Acum ce vă răspund ultimul cuvânt, cu toată ziua. Domnul,
acea centrală de gaze trebuie să fie conform, să corespundă garanțiilor, că altfel nu ți-l montează. Dar instalația de gază, domnul, mi-o fac ei, mi-o fac eu. Eu nu am instalația de gază. Pe ei nu am. Domnul, dar nu e vorba de centrală, de chestii, probleme industriale, nu, domnule? Se poate pune, bine de-a fost. Domnule, se poate subvenționa cetățenii pe ceva? Se poate pune în soare de teracotă bune, arzător pe 600, așa cum e în orașul Bacău, arzătoare pe 600 în instalația canalului. Și poate să aibă buxelul sau poate să-și pune centrală la mântere, asta e treaba pentru că și-o facă din iară. Nu e obligatorie să spună ca mântere. În soare de teracotă, nu face soare de teracotă. Se pune arzătoare pe 600. Îi dai poate, s-au dat și când le-au prins, ca ce înțează domnului. Deci, adică asta discutăm. Acesta, în fiecare ședință de Consiliul Local, s-a discutat problema gazului. Alții nu le-a venit să creadă nici acum. Deci, se fac probe pe instalații, deja se fac cereri pentru branșare. Nu se vor întâmpla aceste lucruri. Mi s-a spus, când domnul primar, întrebarea și dacă vă dau și la ședință, când domnul primar, zic în septembrie se vor aproba autorizația pentru funcționarea sistemului de gaze în comuna de gaze, a fost în septembrie, deci încă un lucru care, când am spus, așa s-a întâmplat. Știți bine, domnul Lungu, discuția, când mi-a pus-o un consilier în care m-a întrebat, când va fi, în septembrie? Da, în septembrie este autorizația. Domnul, dacă sunt regulare, când facem investiții, ați uitat, domnule, că am văzut buget. Deci, ce ziceți, domnule? Deci, ce ziceți, spuneți-mi, domnule, că am văzut buget, nu faceți investiții, că la centru civic, că am văzut că mi-e brașă, cu gazul, i-am mințit, domnule. La urma, la urma urmei, la urma urmei, presupunem că ce spune domnul Solujeu e perfect adevărat, presupunem. La urma urmei, primăria, școala, poliția... Au dreptul, sau? Au dreptul. Au dreptul. Cum să nu? Păi, oprește cineva, de ce? Nu, niciodată. Nu se poate așa ceva. Ca să beneficiezi ei și da. Ce mai ne... Englezul spune așa. Sunt prea sărac ca să mai port haine slabe. Corect. Sunt prea sărac ca să mai cumpăr lemne. Deși am păduri. Eu am nimeni de a putea să am terminat cu natura. Da, dar nu... Am 3 de păduri și cu 2 carmilioane de ras țigane. Asta e altceva. Bun. Și nu mă îndur să tai. Dar dacă am spus la asta, dar nu le încerc din tot patru în comuna, sunt 3 km, 3 km la sens, nu este Brăjoarea. De ce spune mai lucru cu lemnii Brăjoarea? Pentru că ei n-au nicio facilitate, nu ajung la ei, nu au conturi, nu au nimic. De ce vorbim despre ei? Nu înțeleg. Ce aveți de care lucru? Nu au ce de care. Domnul, da, domnul. Da, domnul. Domnul, 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 domnul. Gaz e un interes care de toată lumea. Așa că vezi cum vorbesc. Da. Pentru că mi-asum răspunderea. În 2007-2008, eu am un document acasă, ăștia de la RomGaz, Consumeschie, au obținut aprobarea pe care să întindă fondul dacă vedeți. Au trecut 10 ani, suntem în 2018 acum. Poate mai mult, 12 ani. Sper ca știrea asta, care interesează pe multă lume de comună, să materializeze prin fapte, da? Că noi așteptăm de la revoluție gaze și tot așteptăm gaze. Da, ok, foarte important. Nu o să poată să pună toți gaze odată. Că e vorba de puterea financiară. Însă, așa cum a fost și cu televiziunea prin cablu și cu alte utilități genul ăsta, mai încet, încet, am început să aspire spre mai bine. Că toți vrem să avem gaze, să vină la primit vere, cum spunea domnul. Este un lucru foarte important de apreciat. Și sperăm ca să nu mai treacă încă 2-5 ani de zile să vină vremea ca să beneficiem de gaze naturale. Asta îmi doresc cel mai mult. Deci, domnul consilier, de aici încolo depinde de dumneavoastră. Da. Toate lucrurile v-ați negociat. Eu v-am spus, vreau ca discuția să fie ceva care să le dea o speranță și nu să nu depinde doar vorbe cu alte discuțiile. Domnul Sobuziu ar avea dreptate pentru oamenii străzii, că sunt și la nivel care nu-ți declarați. Sunt câțiva, dar asta nu înseamnă că toți 5.500 din locuitori sunt oamenii străzi, ca să v-am luat de casă. Domnule, vă mai spun o dată, nu mai amestecăm lucrurile, nu am mințit. Este 3 km, v-am spus șoseaua, pe la mine asta, nu sunt 5.000 locuitori, dar cum facem? Noi suntem o comună de 5.000 de locuitori, dar nu înseamnă că 3 km sunt 5.000 de locuitori. Deci nu înțelege de ce mințiți cetățenii. Așa s-a discutat, domnule.
Și avem hotărâre de cotă. Și așa s-a discutat cu constructorul chiar la formare. Hai să avem să facem! Întâi se va pune satele de pe șoseaua națională și apoi vor urma satele din partea dreaptă a plasării. E clar. Că nu putem nedreptăți pe cei diviziile de la urmă. Nu se poate. Dom'le, a fost prățăția și a spus primul. Și toată nu mai prostim atâta. Vom vedea rog care în Brăjoaia și vor pune gază naturală. Vom vedea. Nu trebuie să fie limitarea de sfoare. Nu trebuie să fie limitarea de sfoare. Nu trebuie să fie limitarea de sfoare. Așa, comisiile. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, o aveți favorabil. Comisia 2. 2. Favorabil. Comisia 2, favorabil. Pentru bugetul 1, felicitări. Pentru că atunci când primim bani, trebuie să mai fie. Bun, mulțumesc. Sunt elemente de discutat la acest punct pe ore de zi? Da, dar să-mi prezint despre motive. Pentru ce bani? Ce vreau să fac pe ei? Nu-i pune că noi primim bani, dar nu știm, nu-ți face nimic. Nu avem nici asalul, stai toată, nu avem nici palatul, nu avem nici podul, nici prodețe, nu avem trec oameni prin ala. Dar v-am dat și ultima expresie. Dar este aici, dar să ne spune cine a făcut, că vă face un copac de specialitate, este viceprimar. Cine este ce? Ce fac cu banii? Nu este primit banii. Are indicare de buget? Cum să zic? Deci aduce banii cu omul, dar ce și folosim? Acum, adică, să nu ne spune nimic, îmi priviți, am dat? Bani, bravo. Pentru drumul, domnul, că spuneți asta. Domnule, dar explicați-mi, ce vrei să faceți cu ei, ce faci? Nu faci, trebuie să faci plăsări la constructor care a făcut un asfalt. Da, ce vreau să fac? Păi așa să nu spune la ei. Păi, evident, spuneți așa. Dacă nu o să te la tine. Dar știu, domnule, eu știu, dar am să vă spun și cumva, nu ați făcut acest timp. Hai la vreo. Dar am spus-o. Nu ai spus timp. Am spus-o, hai. Dar aș vrea totuși, dacă vrea, domnul coleg, dacă vrea, eu aș pune o întrebare să ne răspundă aici. Domnul Dan, stimate domnule, e bine să avem gază. Cum să nu? Am început eu la o plătă. Am spus-o foarte clar, este foarte bine, dar nu trebuie să-i luăm voi bine. Vom aranja cu constructorul, domnul. Trebuie să vedeți să nu facem bine. E o salară și de rogări de la militare. Noi trebuie să vedem aici să facem. Nu mai aici, nu aici. Să facem un bine. Nu mai cum e prins. Nu să ajutăm și noi să facem. Este cineva împotrivă sau acționă cineva cu 15 voturi pentru aprobare. Deci nu avem cu 2. Da. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Ludeț de Zăbacău în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Ludeț. O să vă... După cum vreau să... Da, spuneți-o, după cum bine știți, în fiecare an să reînmoiesc membrii în Consiliul de Administrație al Școlii. Iată că Inspectoratul Școlar Bacău ne-a cerut ca și anul ăsta să avem trecut prin hotărâre de Consiliul Local membrii care vor face parte din acest comitet. Suntem puși în fața faptului împlinit, trebuie să votăm cu vot secret, să facem, e vorba de persoane și aici vor fi chestia cu votul, cu propuneri și cu tot ceea ce înseamnă alegerea membrilor. Haideți să dăm drumul la treabă și să... Vorba de doi reprezentanți pe Consiliul Local. Spuneți propune, prima dată. Eu cine? Propun domnul Lucu, eu am învățământ, eu am văzut cu câteva. Deci, eu și eu propun și domnul Solucii. Eu dau puțin finanțe, mă trebuie să fac. Nu, eu propun domnul Lucu, eu ce face parte din Comisia Puțin Finanțe și este și... Și-am trebuit. Știi ce să vă am un vot? Am propus să vă am propus. Domnul președinte. Așa vreau un comentariu.
Da. Dacă îmi permiteți. Dar Revoluție, în fiecare an, votăm de doi oameni, doi reprezentanți din Consiliul Local în Consiliul de la școli. Niciodată, de ani de zile, nu am fost informați măcar o secundă de ce se întâmplă acolo. Aș dori ca cei doi care au fost la scurt, să discute și nouă ceva, să mai invite din inițiativă, direct, să spună, uite, avem asta, avem asta. Sunt lucruri care țin de școală nerezolvate, dar până vă aș spune acum direct. Dar aș da exemplu școlii de la Poiana, în care 15 ani de zile nu s-a terminat un perete și s-a instalat cea drade și a jocul s-a pus în baza producător. Deci, acești doi consilieri să aibă habar de ce se întâmplă și să ia și măsuri către judecăt, măcar prin vorbe, prin cuvinte, prin inițiative de genul ăsta. Căci, să fie cu iertare. N-am avut inițiative sau discuții aprinse cu privire la ce se întâmplă la școala de la Livezi, cel puțin de când sunt eu consilierul ăsta. Pentru că avem un director de școală foarte corect și că mi-a venit toate școlile din comună, n-au fost cazul să se mai comunice, că n-a fost nimic deosebit. Totul a fost corect și normal. Dar n-am vrea să intru o discuție, dar nu vreau cu domnul consilier, nu știi tot ce este la mai mult decât știu eu, dar și nu știu un singur lucru. De la Poiana avem o școală terminată de 12-15 ani de zile pentru că n-am mai interesat pe nimeni nimic de școala de la Poiana. Și am ajuns o dată pentru că doar să încercăm să rezolvăm problema că față de alte școli din comuna Livezi, chiar sunt copii acolo. Păi, atunci dumneavoastră ați fi bun. N-am avut o inițiativă din mamă să spun domnul consilier. Eu fac parte din Consiliul de Administrație. Propun eu împreună cu 5, așa cum s-a mai întâmplat și așa e normal să întâmple, să deoferim o sumă de bani, să meargă direct la o școală unde trebuie de probleme. Am avut o instalație din cazare centrală, s-a degradat pentru că nu s-a ocupat nimeni de ea. S-au pierdut niște bani pentru că n-a prezentat interes din partea autorităților, că n-am să spun altfel. Până la urmă, nu tot pe aici. Primarul este cel care este gospodarul comun și ar trebui să știe exact ce se întâmplă. Și ne mulțumim pe oamenilor. Sunt convins că le știi de peste tot. Bun. Eu propun al doilea membru, pe domnul Dan Costea. N-aș dori să fiu votat, pentru că sunt convins că eu o să creez o problemă și nu vreau discuții. Am avut copii la școală în perioada grădată de timp și dacă n-am avut privilegiul ăsta, trebuie să mai mult. Să fie propus un părinte care are copii la școală. Cred că e mai îndepățit. Și probabil că vom relua propunerile, pentru că domnul Lungu l-a propus pe Surugiu Daniel, acum l-a propus și pe Costea Dan. Da? Dar o refuzat. Pe colom de la zeu. Păi, ce zic eu? Că votăm până când ieși în premiu. Da. Hai, ce credeți? Dar la candidată n-are. Deci hotărâți-vă ce facem. Am votat în același vot cei doi sau facem două tururi de scrutin separat. Păi eu acum am vrut, am luat, că am vrut să nu mai știu ce facem. Nu mai înțeleg. L-am luat? Cine face? Ăsta e varianta atunci. Gabi Coacă a propus să fie aceeași. Tu ai propus pe domnul Lungu. Nu pe tine și pe Costea Dan. Și așa de partea primăriei, primarul, viceprimarul sunt membri. Da. Hotărâți-vă situația importantă. Hotărâți-vă ce merge la ei deja sunt membri prin lege. Să te nu fără viceprimar. Primarul drept și doi aleși din Consiliul Local. Așa de domnul Dan. Are bani să mai trebuie. Păi că nu vrea. Păi a spus să nu vrea. Să nu vrea. Să nu vrea. Să nu vrea. Nu pot să vă spun eu pentru domnul Lungu, deoarece a fost permanent, știu, da. Comisia de învățământ. Și se poate să vă spun eu. Dar nu am nicio problemă, nu am nicio problemă. Îl rog și eu cu doamnul, domnul Sărbu, să accepte și el. Vreau să hotărâți ce vom scrie pe buletinul de vot, fără grup. Dar ce să mă scrie? Dar nu scrie ce? Nu este o funcție de bază. Dacă nu vorbim de bază, dar am o propunere. Dacă sunt trei idei la care o parte sunt probabil. Eu aș spuneți proiectul de următor. Mi-ați spune tinele. Câți oameni trebuie să fie reprezentați? Doi. Și fiecare de noi să vorbim cine vrem noi. Când și care să iasă premiul? Doi, n-am putut să mergem. E ok. Nu mi se pare corect. Păi, bine, este trei și care e trei.
nu l-am auzit. Nu. Dați auzit așa ceva? Dar nu este un vot, este un vot. Venitul din vot trebuie să aibă o structură da. Stabilită de către dumneavoastră și semnați fiecare buletin de vot și așa în ce. Noi trecem cu ea, trebuie să vedem 5 oameni. Prin cine doresc să meargă păsii? O scrieți numele și nu se poate așa ceva. Păi scrie un punct de nume. Scrie două persoane. Fiecare scrie eu am o persoană. Și cei care vor avea cele mă duc, nu le mai fac. Da. 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 Conform propunerilor, prima opțiune a fost domnul Lugu. Domnul Nicolae. Propus de domnul Slugeu. Deci domnul Nicolae. Domnul Lugu a fost propus de domnul Slugeu. Domnul Lugu a propune că domnul Slugeu refuză. Eu am refuzat. Refuză, nu, ok, că ne uităm. Domnul Slugeu refuză. Domnul Slugeu. Domnul Lugu l-a propus pe Costea. Pentru că o refuzată. Da, așa, da. Primul propus. Deci da, nu s-o arunca. Dar dacă cineva dorește, știți cum. Așa, și de deci prima propunere Lungu Nicolae, al doilea Costea Dan și a treia propunere Adi Ionel. Deci mai explic încă o dată. Este vot secret. Vot trebuie să fie scris propunere aici, iar voi veți scrie da întrebul candidatul. Nu s-a spus. Ar vrea să renunț la proces. Nu pentru că pentru că eu aș propune pe cineva care are copii la școală. Mi se pare cea mai bună. Dați-o legătură la școală. Care poate doar să fie de copii. Așa că nu este la școală. 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 Așa că chiar dacă are școală, nu accepte ce vrei. O să ajungă de toți. Nu scrie, deci domnul președinte de ședință propune și doamna Tărăcuță Ielena. De vor trebuie? Păi Ielena, ea dacă îndezi mea. Dacă accepte, doamne. Nu știu. Așa, la anii Iulia, cine l-a trebuit? Te faci parte a putinței sau cum crede? Dar cum crede să fie un primul consilier aici? Nu, ăsta de-a luat propus domnul președinte. Da, da. Este-ți bun. Nu, știu, eu vreau de ce propus să fie un lucru. Da, 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 nu știu. Deci propunerile cele 4 propuneri, dintre care, atenție, două persoane vor fi alese în Consiliul de Administrație. Acum, depinde cum spuneți, ca să nu pățim ca în noiembrie 2017 să facem două turi de scrutin, în realitate 3. Din primul scrutin, care are primii doi care au țări mai multe voturi și rezolvăm. E numărul 2! E numărul 2! E numărul 2! Bun, cum se zice numărul 2? Acum nu vine că voi care au țări mai multe voturi. Mă, dacă știu că ați dat la următoare, hai? Hai să lăsați-i așa, o să gata. Persoanele care iau ce ne-au mai văzut, mă, nu mai văzut. Da, 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 spuneți, nu mai văzut. Eu sunt văzut. Cum, domnul secretar? Persoanele care iau ce ne-au mai văzut de voturi, rămână ca și aleși, da? Da, da, să reprezentați. Numai dacă se creează paritate cumva, să mai trebuie ca la urmă. Da, 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 hai să facem bine. Mai ales să facem. Azi poți să faci. Și să spui că nu te gata. Și să trebuie. Uitați-vă la urnă. Dar să nu fie primar, să nu fie primar, să nu fie primar. Să faci și el, da? Nu e nimic, domnul, nu e nimic. Domnul Costel, domnul Ionel, da, ce faci? Da, domnul. Hai! Da. În ordine alfabetică. Primul, domnul Ani Ionel. Mai ești numai ta? Luați-o? Da. Tu faci X aici, prietea. Scrieți cuvântul DA pentru cele două propuneri pe care le doriți.
Și unii merg în... Păi mergeți în jos. Faceți. Lăspătoriți în patru, pătoriți buletinul de bord în patru. Hai să-ți dăm la toți. Hai, hai. Nu, nu, individual. Individual? Nu, sigur. Gel. Stai așa, stai să vină. Stai să vină. Să-l dau. Nu, nu, să fii prezent aici. Nu, nu. Nu, 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 nu
Nu, 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 nu
Nu, 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 nu
mai uitați că o dată ca să vă mulțumesc. Da, Claudia. Și Tăcuță Elena. Cele două persoane desemnate de Consiliul Local al Comunei Livez, județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii, sunt Tăcuță Elena și Ana Ionel. Da? Le registrăm. Comisia, numărul 1, vot favorabil. În vederea acordării pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului stației mixe de servicii carburanți, comunele de județul Bacău. Comisie, comisia numărul 1. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2. Și 3 favorabil, domnul secretar. Da. Practic, acest proiect de hotărâre vine întrucât nu avem un aviz de la Ministerul Educației Naționale, Ministerul Agriculturii, pentru a se utiliza acea suprafață și acei stâlpi să se branșeze la petru. Dar oarece fiindcă este izați cu grăbași de permanentă și nu se poate acorda fără... Ați luat fără conștiință, da, trebuia scos din asta. Nu se poate. Nu se poate. Și noi trebuie să revocăm această hotărâre de Consiliul Local. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Domnul președinte, cu 15 voturi pentru, a fost aprobat acest lucru. Da, da. Ei, da. Păi este greu să mai deci mai departe. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului eligibile și neeligibile aferente de investiții, reabilitare și modernizare sistemului în an public în Comuna Livez, județul Bacău. Acum, o să vă rog comisiile. Comisia numărul 1 aveți favorabil. Aveți favorabil. Comisia numărul 1 aveți favorabil. Comisia numărul 2 aveți favorabil. Tot. Da. Nu,
Da, suprem la vot acest proiect de hotărâre. Dar asta sunt cam nici spiezi. Noi avem alt proiect acolo care am dat pe joia scărică, nu mai este valat, nu mai nici lăutăm, acum a venit din banii noștri, cum finanțăm și noi și nici la putere. De ce nu spune? Spune ca să știm ce vădă. Nu ar trebui să spune. Ce proiect care urmează scrie eu? Domnul Florgeu, bani ăsta să... Deci nu te referi la proiectul care am obținut? Nu, avem altul. Avem altul, pentru că e de referi. Asta care făcea tot. Care noi? Facem, demonstrăm că avem nevoie de aceste mărți. Nu mi-a fost sumă, avem și o finanțare. Nu, nu, nu. Sumele care trebuiesc. Da, ne-am corect. Ne-aș apărut sume. Dar, deci proiectul de hotărâre este pentru necesitatea acestor lemne și aici mă refer la zona de partea dreaptă a râului Tasmău, Bălăneasa, Ideas și Orșa, pentru că Brăjoaia, Scăriga și Poiana avem proiectul pe fonduri europene care e gaură. Deci asta, dar noi acum votăm necesitatea acestor obiecte de iluminat pentru zonele care au rămas... Dar da, cum te vin de lucrări? Da, păi sumele trebuie să le spui la oameni. Asta este nevoia de... astea sunt sumele care ne trebuie să ne acopere... Noi, bani și din bugetul nostru, 48 de construcții... Ok, păi nu trebuie să... Ne alocăm undeva la 665.000 de alocări. Da. Păi, dar avanță, avem mai mult că cum nu avem un bun schimbare aici? Care va fi un bun următoare secțiune. Nu am să vedem în da. Eu aș avea o întrebare, domnul. Păi, și lui, ce înseamnă hotelierie, ce mici legi? Care sunt legile și care sunt legile? La ce vreți? La punctul cu ăsta, chelul ăsta, pe care vreau să vreau să vreau să vreau să care sunt hotelierie și care sunt legile? Deci, dumneavoastră știți faci de dreptul al pieriei și pieriei? Da. Chiar eu de dreptul, eu de-am spui care sunt cheltuielile legitime și care sunt cheltuielile nu știu ce faci dreptul. Care sunt cheltuielile legitime și care sunt legitime? Puteți să spuneți. Eu v-am spus, dumneavoastră ați discutat cu ședința din comisie, nu? Eu v-am întrebat dacă puteți să spuneți. Dacă nu se dați un răspuns. Deci, din toată nebunia asta cu inima, astea sunt cheltuielile legitime și legitime. Așa, și aveți sume. Care sunt legitime și care sunt legitime? Vă rog, spune-mi, nu da. De proiectul meu, domnule. Noi cerim o valoare. Deci, valoarea care cerem noi în proiectul nostru de hotărâre, poate să fie legitime sau nu legitime. Noi suntem în fondul de faptul că discutăm necesitatea acestor cheltuieli. Ei, la un moment dat, pot să fie irigibile sau neirigibile, pentru că noi suntem în imediat. Noi cerem. În momentul când avem aprobări, sumele sunt irigibile. Iar în momentul, dacă o să fie să numele aprobe, o să fie neirigibile. Și nu vorrei, nu să neirigibile. Noi cerem, de fapt. Suntem în momentul de a cere necesitatea acestor corpuri de iluminat pe anumite zone din comună. Dar noi nu suntem irigibile. Și cum sunt irigibile? Noi credem că sunt irigibile. Erau decât să spun ei dacă sunt irigibile. Să spun. Noi de ce luăm mai înainte? De ce luăm mai înainte? E o problemă aici. De ce luăm mai înainte? Bă, astea sunt căpești care considerăm că ce este. Este tiparul ăsta prin care ne se solicită inclusiv din proiectul de ce? Da. Cred că ați înțeles. Da, am înțeles. Trebuie să puneți pe trei de trei și nu la tiparul. Nu mi-a zis de bă, normal. Trebuie să un demisie rap, atât a costat. Poate că nu niște. Toată pământul. Nu, 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 nu,
Dați procesul verbal de la comisie. Permiteți să mai dați? Sigur.